Ne bucurăm că ați venit alături de noi ca să-i cinstim pe Sfântul Iov al Maramureșului și pentru Sfinții Mărturisitori din temnițele comuniste. La începutul întâlnirii din această seară va cânta trupa Arhaic, dar despre trupa Arhaic cunoaște mai multe prietenul nostru Daniel Vasile. O să vorbesc după ce să închideți telefoanele. Asta am făcut și eu acum. Ce legătură există între trupa Arhaic și conferința noastră? Aparent niciuna. Numai că cei care ați fost la conferința pe care am ținut-o despre Sfinții Închisorilor la Aula Magna de la Facultatea de Drept, ați văzut în textele Arhaic același curaj al apărării neamului, aceeași iubire de țară pe care au avut-o și Sfinții Închisorilor. Chiar dacă în ziua de azi, datorită mass mediei, ajungem să disprețuim faptul că suntem români, trebuie să înțelegem că viața noastră se desfășoară pe două coordonate. Trăim în biserică, dar trăim și în societate. Chiar dimineață un părinte a comentat pe net legat de anunțul acestei conferințe pregiată de un concert. S-a luat de un vers al unei din melodiile lor, privitor la faptul că haiduci îi omoră pe ciocoi și spunea părintele respectiv că și comuniștii i-au tăiat pe ciocoi și că ar trebui să avem o atitudine cât se poate de creștină. Eu cred că melodiile haiducești ale trupei Arhaic trebuie înțelese cam în același fel în care înțelegem saltirea. În sensul că noi creștini fiind, nu trebuie să vrem să luăm capul niciunui dușman, niciunui ciocoi contemporan. Însă, în același timp, trebuie să avem o atitudine dârză și să fim în stare să ne apărăm țara așa cum au făcut-o și strămoșii noștri. Pentru că altfel vom fi direct răspunzători și de regionalizare, și de împărțirea României în bucăți, și de potropirea ei de către dușmani. Așa că o atitudine isihastă, când e vorba de o problemă foarte precisă, țara e călcată în picioare, țara este invadată, este o atitudine puerilă. Au existat mai multe dezbateri legate de decizia privitoare la Roșia Montană. Ba azi, ba mâine, nu știu exact dacă s-a dat. Inițial spuneam că o să dea mâine, poate a dat-o chiar astăzi. Cei care își imaginează că ei vor sta ca puznicii și se vor ruga și Dumnezeu va opri și Roșia Montană și gazele de șist și toate nenorocirile, arată mândrie fără margini. Pentru că Ștefan cel Mare și-a pus soldații la post și rugăciune, după care a chemat să pună mâna pe sabie. Adică în probleme duhovnicești rezistăm duhovnicește, în probleme sociale trebuie să avem atitudini sociale. Spunea Părintele Paisia Ghiritu că mulți dintre creștini sunt niște cârpe. Bine, nu trebuie să ne mulțumim să fim cârpe. Pentru că noi suntem responsabili de România pe care o lăsăm copiilor noștri. Gândiți-vă ce mai mulți ați copilărit în comunism și viața atunci era mult mai ușoară din multe puncte de vedere decât este astăzi și universul copilăriei noastre, în acel comunism pe care l-am atacat ori de cât am avut ocazia în conferințe, cu toate acestea, copilăria noastră se desfășura într-un univers mult mai curat decât cel în care cresc copiii noștri. Astfel încât, creștini fiind, ne rugăm pentru dușmanii noștri, nu trebuie să vrem moartea niciunui dintre ei, dar trebuie totuși să fim gata de atitudine. Noi zicem că suntem duhovnicești, dar, de exemplu, Părintele Arsenie Papacioc, care a fost unul dintre cei mai mari sfinți noi mărturisitori, care au trecut prin temnițele comuniste, spunea, eu sunt pentru pedeapsa cu moartea. Pentru că sunt situații în care unii au făcut atâta rău și fac în continuare, încât, măcar de frica pedepsei cu moartea, unii s-ar potoli din furat, din distrus, din alte nenorociri. Eu nu împărtășesc părerea Părintelui Arsenie, dar asta nu înseamnă că părerea mea este duhovnicească, la Părintele Arsenie era greșită.
Aveți o parte din texte pe hârtiile pe care le-ați primit. Cei care ați îndrăgit după Hai, după primul concert de la București, ar fi frumos să și cântați împreună cu ei, acolo unde se poate. Și avea în partea a doua să înceapă conferința propriu-zisă. Părintele Milea de la Buzău este între noi și datorită faptului că părintele Aldea, fiind bolnav, n-a putut să vină, va vorbi în rândul său părintele Milea de la Buzău.